12 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române au oficiat astăzi slujba de hram în Catedrala Episcopală din Caransebeș. În Duminica Tomei, clericii credincioși au mers împreună în procesiune de la centrul eparhial până la Catedrala Învierea Domnului și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Soborul de arhierei a oficiat aici Sfânta Liturghie sub rotia înalt preasfințitului Părinte Ioan Mitropolitul Banatului. Cuvântul de învățătură a fost rostit de preasfințitul părinte Benedict Bistrițeanul, care a arătat cum fiecare om se poate identifica în starea de îndoială a Sfântului Apostol Toma. Este duminica Sfântului Apostol Toma. Toma necredinciosul, îi spunem noi, pornind de la cuvântul Domnului, că el însuși a spus: Toma, nu mai fi necredincios, ci fi credincios, vino și vezi despre ce e vorba. Toma necredinciosul este numit și în imnografia care însoțește duminica de astăzi. Dar aș mai sugera un lucru. Toma este numit și geamănul. Pe de o parte, geamănul este analizat, acest supranume, din punct de vedere lingvistic, Toma însemnând tocmai geamănul în limba poporului. Apoi Toma este analizat și din punct de vedere familial, cum că ar mai fi avut un frate cu care era geamăn, sau până și fiziologic, ținând de o anumită înfățișare a trupului său, care îi conducea cu gândul la acest supranume de geamănul. Însă eu aș sugera o a treia semnificație simbolică, care ne poate avea în vedere mai degrabă pe noi și face acest arc peste timp între ceea ce a fost atunci și ceea ce este acum, adică noi. Toma, geamănul, înseamnă celălalt eu, adică e vorba despre mine. Eu sunt geamănul lui Toma. Eu sunt ceea ce trăiesc, sau prin ceea ce trăiesc, eu sunt aidoma apostolului Toma. Eu sunt și necredincios. Eu sunt și credincios. Zic sunt necredincios pentru că vreau să mă conving eu, cu mâna mea, cu ochii mei, cu simțurile mele, că este vorba de Hristos cel înviat, nu mă mulțumesc doar cu ceea ce îmi spun alții, dar mai mult decât atât, sunt Toma, pentru că el mă exprimă pe mine în această căutare sinceră a lui Dumnezeu. În cuvântul său, înalt preasfințitul părinte Ioan a afirmat la final că de moarte nu mai trebuie să ne fie frică, însă ar trebui să ne fie frică de înviere, pentru că atunci vom da socoteală de tot ce am făcut în această viață. Iată, vedem că în clipele acestea de Paști, moartea a murit neplânsă. N-a plâns nimeni după moarte. De astăzi, iubiți frați și surori, și din ceasul învierii Domnului, pe nici unul dintre noi nu ne mai așteaptă moartea. A murit moartea neplânsă pe cruce, omorâtă fiind de Hristos. Învierea, iubiți credincioși, ne-a scos pe noi, pe toți, cei care au fost și sunt și vor mai fi, învierea ne-a scos din mormântul timpului, din mormântul acela m-a scos pe mine și pe tine, Hristos, din mormântul timpului, așezându-ne pe aripile veșniciei. Lăsați-vă puși de îngerii lui Dumnezeu pe aripile veșniciei să vă ducă până la poarta raiului. La finalul Sfintei Liturghii, preasfințitul părinte Lucian a mulțumit celor 11 ierarhi, precum și oficialităților, preoților și tuturor credincioșilor care au participat la acest important eveniment din Episcopia Caransebeșului. Astăzi, 12 arhierei, preoți, diaconi, cântăreți, membri ai corului catedralei noastre episcopale, autorități centrale, județene, locale, civile și militare, șefi de instituții, oaspeți de seamă, prunci și tineri, credincioși și credincioase, astăzi toată suflarea creștinească, drept măritoare, împreună cu apostolul Toma, am rostit această
frumoasă mărturisire de credință. Și cu toții am exclamat și am zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și bineînțeles, la această mărturisire de credință se adaugă mărturisirea de credință a Sfântului Apostol Petru, care a zis: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iată aceste mărturisiri de credință, mărturisiri apostolice, stau la baza credinței noastre drept măritoare. Mărturisirea lui Petru și mărturisirea lui Toma. Și noi toți astăzi, în frunte cu înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, am rostit în cadrul Sfintei Liturghii simbolul de credință niceo-constantinopolitan, bazat, bineînțeles, pe aceste mărturisiri apostolice, mărturisirile de credință ale Sfântului Petru și ale Sfântului Toma. Tu ești Hristosul, Fiului Dumnezeu celui viu, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Mântuitorul, astăzi, în a opta zi după învierea sa din morți, ne fericește și pe noi, pe toți, prin cuvintele Evangheliei de astăzi. După Sfânta Liturghie, în fața catedralei a avut loc și un moment artistic de promovare a folclorului tradițional bănățean. Odată cu sărbătorirea hramului, a început și ediția a 15-a a Zilelor Credinței și Culturii în Episcopia Caransebeșului, dedicată anului omagial al rugăciunii. Cu aleasă bucurie am participat astăzi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din Catedrala Episcopală din Caransebeș, în această zi de Armindeni, zi în care Biserica face pomenirea Duminicii Tomii. Am simțit cu toții bucuria Harului Duhului Sfânt, care ne-a adunat în jurul Sfântului Altar și ne-am împărtășit cu toții din cuvântul cel viu și ziditor al Sfintei Evanghelie a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și împreună cu Toma am spus și noi cuvintele: Domnul meu și Dumnezeul meu. Prima dorință de a ridica la Caransebeș o catedrală episcopală a aparținut Patriarhului Miron Cristea. Piatra de temelie a fost sfințită în data de 27 octombrie 1996. Noua catedrală, cel mai de seamă așezământ bisericesc al credincioșilor ortodoxi din Banatul de Munte, a fost sfințit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în data de 12 septembrie 2010.